Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 298 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Deceptive Arts. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Îmi place foarte mult cutia, se simte extrem de groasă. Deceptive Arts, Playing Cards, alb și acest verde. De fapt nu este un alb, este un crem foarte deschis. Pe una dintre laterale avem acest design care se continuă pe ambele laterale și în special cu spatele cutiei. Niște corturi pe aici, niște triunghiuri, circulețe, foarte frumos, îmi place designul. Deasupra pe cutie B23A. Design by Josh Brett and Carta Mondi, Deceptive-Arts Co. K. Hai să vedem cărțile de joc. Cred că sunt sigilate înăuntru la cum se simte. Tot la fel și pe flaps, Deceptive Arts First Edition Deck, made serve the master as a reminder that you are the creator of your own reality. Frumos! Și exact cum am bănuit, le avem și sigilate. Cu siguranță pachetul deja are un feeling total diferit, se simt mult mai groase față de un bicycle standard și se simt mai plastifiate. Îmi place deja cum se vede linia asta de sus de aici, exact cum era pe cutie, se vedea până în bordură. Pe spate avem exact ce aveam și pe cutie, foarte, foarte drăguț, inclusiv și la spread-uri. S-ar putea să vadă interesant și la Le Paul spread, când o să-l fac. Asul imens pe prima carte, foarte drăguț, sunt extrem de vizibile, deja le recomand pentru trucuri, la cât de vizibile sunt cărțile. Și la fel și indexii, mi se par mai mari. Avem picture card-urile modificate puțin față de bicycle standard. Cred că mai au fost aceste fețe. Sunt cele clasice de la Carta Mundi. Ba nu, asta este diferit. Presupun că acesta este Josh Brett, sau cum îl chema pe cel care a făcut designul. Avem juvetele. Da, doar acea juvete pare foarte, foarte diferit de restul cărților de joc. Juvet de romb, damă de romb, popă de romb, o carte blank, albă și avem doi jokeri, foarte mișto, ambii jokeri. E câte un taur pe fiecare, unul negru, unul verde. Și juvetele de măroșie, din nou, e tot el, iasă din care altă carte în mână sau e pur și simplu o dublură. E pur și simplu o dublură. Foarte tare. Așa, hai să vedem, să punem cărțile extra deoparte, cele patru. Hai să-i tragem un evantai. Merge superb la evantai, se simte foarte frumos. Vreau să mai fac o dată pentru că mi-a plăcut feeling-ul. Super alunecă, îmi place pentru evantai deja acest pachet. Să-l vedem și pe spate. Ia uite-l ce frumos, e foarte mult verde. Ador culoarea acestui pachet. Să-l vedem cu fiecare mână. Are nota foarte mare din partea mea pentru evantaie, alunecă excelent. Foarte bine. Nici nu contează cum alunecă la evantaie dublu, am văzut cum alunecă până acum, dar nu ne dezamăgește nici aici. Alunecă foarte, foarte rău și mi-este tare teamă să nu scap cărțile pe jos. Genial arată la evantaie. Și n-am scăpat nicio carte. Cărțile sunt extrem de fine pe lateral. N-ați văzut că am tăiat partea aia, dar merge foarte bine și la ferou. Dar și pentru dribble o să dau nota 9 pentru dribble. Hai să vedem și la spring. Era să-mi fugă din mână. Foarte bune pentru springuri, îmi plac cum se duc. Deși este un pic mai greu de prins pentru că sunt foarte groase cărțile. Bineînțeles, facem un display drăguț. Ce frumos e. Culori superbe, design superb, să vedem cât de bine se manevrează acest pachet. E foarte puternic contrastul între albastru, între verde și roșu și cu negru, îmi place, adică spate-față. Și sunt foarte manevrabile, îmi place. Bun control. Să vedem și o aruncare. Spin bun. Control perfect.
și îmi place cum se vede pe spate. Stați așa să mă uit toată, să mă uit atent pe spate. Da, se vede frumos aici în centru. Nota 10 și pentru aruncări. Și bineînțeles un LePower spread ca la carte. Ia uite-l. A ieșit foarte frumos. Nota 9 și pentru LePower. Cu siguranță un pachet foarte bun pentru cardistrii, bun pentru trucuri, pentru chestii vizibili și acea dublură o vede de ima roșie. Îmi place pachetul. Comentariul câștigător de astăzi este de la Cătălin Dumitru 1436 pe rândul 14, coloana 4. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 15, 14 și coloana 1, 2, 3, 4. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu și spune-mi ce părere ai tu despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!